și a căzut între tâlhari, care după ce l-au dezbrăcat și l-au rănit, au plecat, lăsându-l aproape mort. Din întâmplare, un preot se cobora pe calea aceea și văzându-l a trecut pe alături. De asemenea și un levit, ajungând în acel loc, venind și văzând, a trecut pe alături. Iar un samarinean, mergând pe cale, a venit la el și văzându-l, i s-a făcut milă. Și apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând pe ele un de lemn și vin. Apoi, punându-l pe asinul său, l-a dus la o casă de oaspeți și a purtat grijă de el. Iar a doua zi, scoțând 2 dinari, i-a dat gazdei și a zis, ai grijă de el și ce vei mai cheltui, eu când mă voi întoarce, îți voi da. Deci care dintre aceștia 3 ți se pare că a fost aproapele celui căzut între tâlhari? Iar el a răspuns, cel care a făcut milă cu el. Și Iisus i-a zis, mergi și fă și tu.